Salut, avem aici un alt smartphone Kyocera, se numește Kyocera Torq. Dispune cu conectivitate 4G LTE, este un smartphone făcut să reziste, un smartphone rugged, făcut să reziste la apă, la căzături. Să vedem cum am așa și pe spate, observați, un pic mai robust. O carcasă dintr-un cauciuc care cel protejează. Dispune de un display de 4 inch cu rezoluție 480x800 pixeli. Rezistă și la zgârieturi acest display. Camera de pe spate 5 megapixeli. Camera frontală 1.3 megapixeli. Disponibil în America de Nord. Cântărește 168.5 grame și 12.9 mm grosime. Aici cred că este mufa pentru jack-ul de 3.5 mm. Butonul de power. Speaker-ul, să-l dai mai tare, să dai volumul mai tare. În lateral stânga avem tasta pentru reglarea volumului și tasta dedicată pentru camera foto, un punct pozitiv. Oricum, un smartphone care imprimă ideea de rezistență. Are butoane fizice la bază. Nu găsesc nimic legat de specificațiile sale hardware, ce fel de procesor are. Dar asta voi găsi la un search pe Google. Cam atât despre Kyocera Torq.